Vasilea Elene și Teodor Anghelini sunt două legende ale clubului roșalbastru. Cei doi au evoluat câte un deceniu ca fotbaliști în Ghencea și antrenează grupele de copii și juniori ale echipei de suflet de mai bine de 30 de ani. În reportajul Marca Steaua TV, fostele glorii ale Stelei, Vasilea Elene și Teodor Anghelini, au povestit cum erau duelurile cu Barcelona lui Cruyff în anii 70, cum a fost adimutul la un pas să ajungă în Ghencea, dar și care este echipa după care Gică Hagi s-a ghidat ca jucător și antrenor. Eu zic că de o viață. Cred că aveam... Eu am promovat la echipa mare în 71. Teo a apărut prin 74. Deci din 74 am apucat, am jucat împreună. Eu am avut un accident mai grav și am cam întrerupt o perioadă activitatea. După aceea mi-am reluat-o. Ne cunoaștem de vreo 45 de ani. Cu el, cu Ion Ion, cu Dumitriu Patru, cam asta a fost. Marcel Răducanu. Cam asta a fost generația. Da, este adevărat și mai e o treabă care la el noi nu știam. Autocarul a așteptat mai mult de o jumătate de oră, că el în baie fuma deja. Stătea cu picioarele frumos, se relaxa cu prosopul în jurul lui, stătea și fuma. Și curgea transpirația. Tabietul lui ăsta era și nu se supăra nimeni, aștepta mașina, aștepta avionul. Mare jucător, după mine. Da, uite că cel mai mare. Săracul din cauza țigărilor probabil că s-a stins și din viață prea prematur. De să vă spun, pulpele, coapsele și asta aici a sus uscat. Da, slăbuț, da, uscat, pleca după loc cu a treia, nu chiar cu a patra. O viteză de reacție fantastică și tot stadionul Nou Camp, maestre, 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 când era mingea la el. Mare jucător, mare jucător. Eu, deci fundaș dreapta, Radu Turul extremă dreaptă și s-a dus Radu spre el, a făcut o fentă că pleacă stânga și a luat-o în dreapta, Radu a plecat după fentă, după aia, dintr-o viteză, m-am trezit cu el în față, m-am dus spre el să-l atac, să iau mingea, a luat-o, a săltat-o și a plecat, era la poartă, era. Avea o extraordinară ce viteza. După mine, adică a fost cel mai mare jucător după mine. Care l-am văzut noi. Care l-am văzut pe viu, pe viu. Adică l-am simțit. Un jucător extraordinar. Sigur că aici sunt multe de spus, dar 76-le a fost o echipă foarte bună. Și Gică Hagi spunea că el s-a luat după modelul nostru, de ce jucam noi în 76 și a antrenat și a încercat să antreneze. Pentru că voi, Teo, zice, nu v-ați apărat niciodată. Voi tot timpul erați în atac, în atac, în atac. Nu am cuvinte ca să pot să spun, să mă pronunț. Un om extraordinar ca om, nu mai spun ca antrenor, ce rezultate a avut. Și da, și știa. De exemplu, la meciul cu Iugoslavia aici, înainte, deci după 6-4, când am pierdut, eu n-am prins castana aia. A fost 1-0 la un moment dat pentru ei, după aceea au dat 3 goluri, toți cei 3 nu mai sunt în viață, Dumnezeu să-i odinească acolo, Fane Sameș cu capul, după aceea a dat Gicu Dobrin, golul 2 și golul 3 l-a dat Aurică Rădulescu, cel care a venit de la Constanța la Sportul Zdențesc și am câștigat jocul ăla cu 3-2. Deci respectând, deci încă o dată ce înseamnă disciplina. Să fii disciplinat în joc, să respecti sarcinile de joc pe care le ai acolo pe zona ta, pe postul tău și după aceea, sigur, pe echipă. Vârf, vârf, noar, noar. Deci era de careu, era în gura porții mereu, se demarca bine. Acum, cum se verticalizează acum, îi convenea de minune. Când primea mingile pe un spațiu liber, tot timpul era acolo, era... un tip cu picioarele lungi, viteză de lansat foarte bună, dădea foarte bine la poartă cu stângul, a uitat să vină acasă când am jucat la Young Boys, a venit Neanicu Munteanu de la Europa Liberă, țin minte, și cred că cu acea persoană a și plecat. Păi în 71 cu Teo Anghelini eram și cu pleiada aceea Ion Ion, Marcel Răducanu, ne-am calificat cu juniorii la... Nu, ne-am dus în grupa de calificare mai departe la Barcelona.
Și au pus ochii pe mine și nu mai mă lăsau să cobor din cameră. Domnul Ardeleanu era și cu Nevasile Zavoda, care nu mai sunt amândoi, Dumnezeu să ierte. Bă, tu nu ai coborât din cameră. Eram copii, aveam 17 ani, că te fură ăștia, da. Să dea Dumnezeu, să poate. Nu este nimic imposibil. Nu este nimic imposibil, dar destul de greu. Vă dați seama, ca să ajungi la victorie, să iei Liga Campionilor, este... Măcar asta e să o lăsăm în intern, da, în intern sigur că da. În banii care urmează, condițiile care le avem, pentru că vă spun ceva, în toată țara am umblat, am fost vreo 10 ani, 12 ani cu Sătmăreanu la lotul național, selecții, prin nicăieri nu e bază ca la noi. Deci, din punct de vedere al bazei și a terenurile, n-avem probleme. N-avem probleme. Asta atmosfera o să creeze iară când o să joace echipa mare pe terenul mare. Sperăm să fie bine. Nu prea am cu cine, că avea el un sistem al lui. Știa când să te arunce pe garduri, știa când să facă alunecare, Teo, știa ceea ce copiii noștri nu fac acum. Și de-aia îi ceartă mereu și le spun mereu, băi, vezi că ăsta a jucat în echipa națională, fundaș dreapta, n-a jucat degeaba acolo. Bă, ascultați-l. Sunt copii buni și acum. Dar parcă mai timizi, parcă mai nu așa cu dorință mare de determinare să fie primul să joace, să nu treacă adversarul de el. Sau după jocuri pierdute, le indiferent, parcă nu s-a întâmplat nimic. Văzusem la Pitești de două ori, am jucat aici pe 5, odată cu Piteștiul, deci și-a jucat un sfert de oră. Am câștigat jocul aici, l-am câștigat cu 1-0 și după aia am jucat după o săptămână acolo și tot un sfert de oră a jucat. Și Mutu după aceea a vrut să vină la Steaua. A venit tatălui după meci, am discutat cu el la Pitești atunci și am spus așa, dumneavoastră aduceți dezlegarea, restul se rezolvă tot, casă, masă și școală. După aia s-a dus la primărie, era, mi se pare, primar Zanfir, domnul Zanfir era atunci. Și s-a dus, da, și s-a oprit acolo, totul, și nu i-a dat drum. Durere mare că n-a putut să ajungă la Steaua. Și plângea și îi certa pe părinți că nu au reușit ca să ia pe taică sau că nu au reușit să ia dezlegarea, că el vrea să joace la Steaua. A fost unul din jucătorii care nu a uitat de unde a plecat. Îmi plăcea Hazard, îmi plăcea. Și uscătura asta, tot așa, e croșeta pe aia, pe acolo, prin teren. E croșeta. Mi-a plăcut cel mai mult când a dat gol cu capul. Mă lovea bine cu capul. Apă din amă, da? 4-1. Steaua, echipa cea mai puternică.